Neața cu Răzvan și Dani. Neața și la mulți ani tuturor românilor. Doamnelor, domnilor, astăzi de ziua națională, artiștii noștri au ținut neapărat să ne spună la mulți ani și să le mulțumească tuturor celor care le ascultă muzica. La mulți ani, România! Ce le urați românilor de 1 decembrie, de ziua națională? Frați români, oriunde v-ați afla, vă doresc din suflet la mulți ani, sănătate, bucurii și prosperitate. Vă așteptăm acasă cu tot dragul, iar pe cei care suntem aici și ne ducem viața de zi cu zi, să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim bine, poate de ce nu să fim mai bine. De 1 decembrie, cam ce le transmiteți tuturor românilor care vă iubesc foarte mult pentru ceea ce faceți? La mulți ani, să fie sănătoși și așteptăm în țară. Noi trebuie să aici să facem lucruri frumoase în țară. Dacă ei nu vreau să vină, să fie sănătoși, bucuroși. Dacă ei nu vor să vină, merem noi la ei. Pentru toți românii, pentru toată lumea, oriunde s-ar afla, să vă fie cămara plină cu cârnați și cu slănină. Și la anul când vinim, sănătoși să vă găsim. Ei mândruță cu ochi de mură, măi nu dorni noaptea sănăgură. Dragi români, în primul rând, la mulți ani, să fiți fericiți, să vi se îndeplinească toate visurile și să fiți mai aproape cu sufletul și cu trupul de tâmplă al lui Dumnezeu. La mulți ani! De fiecare dată când este ziua noastră a românilor, bineînțeles că eu îmi doresc să fim cu toții mai buni, mai înțelegători, să avem o viață mai bună și le urez la mulți ani și sănătate. De 1 decembrie, la mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni. Să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurii, tot ce vă este de folos. Dragi români, de 1 decembrie, 300 vă urează. Să fiți mândri, să fiți români. Să fiți sănătoși și să fiți acasă. La mulți ani tuturor românilor, la mulți ani România, pentru cei care sunt plecați și le este dor de casă, noi vă așteptăm aici cu brațele deschise sau poate mai venim la voi în vizită cu câte un concert să vă alinăm așa dorul de casă și toate cele bune, să aveți un an extraordinar cu multe împliniri, exact așa cum vă doriți voi. Un mesaj de 1 decembrie. Români, vă doresc să fiți buni, să nu uitați să vă jucați câteodată, dar chiar și atunci când vremea era. La mulți ani de 1 decembrie, la mulți ani români frumoși, oriunde v-ați afla, Doamne ajută să fie un an 2017 cât mai frumos pentru voi și care să vă prindă cu zâmbetele pe față. Sper să vă meargă bine, să aveți parte de bucurii, de sănătate și de împliniri. La mulți ani România, la mulți ani dragi români oriunde v-ați afla, să nu uitați niciodată de obiceiurile și tradițiile noastre, să ascultați întotdeauna muzica populară, care este actul de identitate al românului. La mulți ani, România! Stai puțin că mă sună unul. Lăsați-l că mai sunt după. Doamna Mioara, luați dumneavoastră, vorbesc cu dumneavoastră. Vorbiți dumneavoastră. A sunat pentru o nuntă? E ocupat, Mioara Velicu-i liber. Așa. Cât ia Mioara Velicu, dacă vreți cât ia... Nu iau nimic, când degeaba. Pe produse agroalimentare mai nou acum. Eu pătărâțe, pe mălai, pe făină. Asta e, ce să facem? La mulți ani de ziua națională a României. Domnule, ce le urați românilor? Cei care vă ascultă muzica și cei care vă iubesc. La această de sărbătoare pentru toți românii, un sincer la mulți ani. Să le dea Dumnezeu numai bucurii în suflet. Să fie sănătoși. Să se bucure de toți cei dragi ai dumnealor. Unde munciți pe acolo, prin locuri îndepărtate. Niciodată să nu uitați bătătura, acolo ne-ați văzut lumina zilei. Să știți că noi încercăm cu cântecele noastre să vă aducem bucurie în suflet, bucurie de care sunt convins că aveți atâta nevoie. La mulți ani, frați români! Haide, acum să facem selfie-ul ăla, pentru că bunicul meu, Benon, de fiecare dată când se întâlnea cu prietenul lui, primul lucru făcea selfie, să știi. Hai, ia să ne un selfie. Așa? Cu tehnologia asta m-ați dat gata. Hai mă, lasă-mă, uite aici. Neața cu Răzvan și Dani.